Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 24 aprilie, 30 aprilie, o săptămână cu Mercur retrograd în casa comunicării. Ați primit horoscopul cu acest Mercur retrograd. Luna nouă care vă influențează, încă această lună nouă este a doua lună nouă, care este însoțită și de o eclipsă, o eclipsă hibridă, unică în felul ei. Deci am putea spune că este o energie puternică, în berbec, în ultimul grad, 29-50, 29 de grade și 50 de minute. Deci am zice, acumulează toată energia. Haideți să vedem pentru voi, peștii, cum va fi această săptămână. Iată, o alegere. Aveți de făcut o alegere dificilă, o alegere între două lucruri identice, o alegere între două situații identice. Am putea spune că nici nu puteți să faceți această alegere. Sunteți blocați. Vă gândiți că nu aveți cum să alegeți între două lucruri identice, între două persoane identice pentru voi ca importanță. Nu puteți da mai multă importanță uneia dintre ele și atunci preferați ca totul să rămână la alegerea divinității. Și nu veți face această alegere. Deci este o încercare. Voi, fericirea, cunoașterea. Voi sunteți țapi spășitor. Ceilalți vă scot pe voi țapi spășitor, adică sacrificatul, spânzuratul, blocat. Am zice, nu puteți avansa, sunteți într-o perioadă de stagnare impusă. Și nu puteți ieși din această stagnare. Este momentul să vă schimbați concepțiile, fiindcă altceva nu puteți face. Nu puteți schimba concepțiile celor care v-au impus această stagnare. Schimbați-le pe ale voastre și vă eliberați. Fericirea pentru voi înseamnă să primiți niște bani pentru munca familiei, munca făcută de voi împreună cu familia. Vă doriți acești bani, bani care ați vrea să-i investiți. 10 de monede reprezintă o sumă pe care voi ați vrea să o investiți în ceva. Sfatul este să încercați când aveți aspecte benefice cu Jupiter și Soarele, deci să faceți această investiție. Fiindcă s-ar putea să fie o investiție legată de dorința de a obține mai mulți bani, deci o investiție poate în jocuri, în speculații financiare. În ceea ce privește 10 de cupe, arată cunoașterea voastră, călătoria voastră. Poate să fie o călătorie spre casă, spre familie, care să vă aducă familia în jurul vostru și să vă bucure acest lucru. O călătorie care va aduce familia alături de voi. Deci cam asta ne gândim la acest 10 de cupe, fiindcă este o casă a călătoriilor, călătorii lungi, dar și o casă a cunoașterii. Cunoașteți această experiență când aveți familia alături. În ceea ce privește resursele, dar și locul de muncă și cariera. În resurse, bunuri materiale, s-ar părea că este vorba de investiția pe care o faceți într-o casă. Fie că investiți bani în modernizarea ei sau în cumpărarea ei sau achitați o datorie la casă. Este un patru de bâte. Sunteți preocupați de această casă. S-ar putea ca această, să zicem, investiție în casă să o faceți în urma banilor pe care îi primiți, fiindcă s-ar putea să aveți o schimbare la locul de muncă
și această schimbare să se reflecte în acești bani pe care îi primiți și puteți să-i investiți în casa voastră. În ceea ce privește locul de muncă sau sănătatea, primiți o veste din partea unui prinț de bâte, un bărbat ascendent cu zodie, ascendent sau zodie în săgetător, un bărbat tânăr, un bărbat care călătorește foarte mult și care poate să vă aducă această veste. În schimb, cariera pentru voi este dificilă. Aveți un rege de cupe. Este un bărbat sentimental, sensibil, romantic, cu ascendent zodie în scorpion, un bărbat căruia trebuie să îi câștigați bunăvoința, dar trebuie să vă feriți, să nu-l răniți, fiindcă acest scorpion rănit s-ar putea să se și răzbune. Și comunicarea, contractele, relațiile. În comunicarea voastră cu vecini, cu veri, verișoare, frați, surori, cu persoanele care vă sunt vă apropiate de suflet, o regină de monede, s-ar părea că este vorba de o mătușă, de o vecină, să zicem, eu știu, o femeie în vârstă, o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în Capricorn, o femeie care își arată dorința de a vă susține, de a vă ajuta. Voi întotdeauna când aveți probleme, apelați la această femeie care se descurcă cu banii cât de cât și poate să vă ajute, să vă ofere un ajutor pecuniar, să vă ofere un ajutor, să vă dea niște bani. Ea întotdeauna nu cheltuie bani pentru ea foarte mult, are și ea bucuriile ei, plăcerile ei, mai mult culinare, deci, dar nu strânge averi. Bun, mergem mai departe. În contracte, în asocieri, mare atenție, procese. Aveți un înscris falsificat, este ceva falsificat, ceva care s-ar putea să vă aducă probleme. Deci, este bine să fiți atenți, fiindcă cineva v-a făcut acest fals. Știind foarte bine situația, a făcut acest înscris falsificat. În schimb, relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale sunt sub semnul marelui preot. Marele preot. Marele preot reprezintă și, am putea spune, mentorul vostru. Acea persoană care vă îndrumă și vă spune tot timpul că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră, să vă feriți să luați decizii fără să treceți totul prin conștiința voastră, să nu etichetați și să nu-i stigmatizați pe ceilalți până când nu analizați bine situația. În schimb, căminul, familia, schimbări, transformări, și casa 12-a, iată, este legat poate de sentimente, de iubire. Aveți în cămin, în familie, sau ceva din trecut, sau relația cu părinții, o creativitate. Este o creativitate care este la început. O creativitate care poate să crească, să se dezvolte și chiar să vă aducă beneficii. Dar mare atenție că această creativitate trebuie să o conduceți genial, pentru a obține ceea ce vă doriți. În schimb, la această schimbare, transformarea voastră, asul de cupe, arătați acea iubire pentru toți, pentru frați, surori, pentru partenerul de viață, pentru divinitate. Aveți o stare de beatitudine, de iubire. Revărsați această iubire, pentru cei din jurul vostru. În schimb, iubirea voastră este karma voastră. Deci trebuie să faceți o alegere. S-ar părea că sunteți în fața unor drumuri, viciu și virtute. Voi trebuie să faceți acum alegerea. Este un aspect karmic, să știți.
Și este bine să țineți cont de faptul că dacă alegeți un lanț de flori, acesta va rezista mai mult în timp decât un lanț de fier. Lanțul de flori este mai benefic, adică el rezistă mai mult în timp. Deci, va trebui să faceți această alegere. Este un sacrificiu, este ceva care nu puteți amâna. Aceasta a fost citirea pentru voi, peștii. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.